provocată de coronavirus a scos din zona de confort foarte mulți lideri. A schimbat radical regulile jocului, forțând managerii să conducă echipele de la distanță, să comunice altfel și mai ales să găsească modalități noi de motivare a echipelor. Bine ați venit la eGrow Live Talks, formatul nou și inovator pe care îl lansează începând de astăzi compania de traininguri Exekedu. Eu sunt Antoaneta Banu, Learning Activator, consultant în comunicare și moderatorul acestui format. eGrow Live Talks este un accelerator de învățare construit pe două coordonate. În primul rând, microtraininguri, prin care cei care sunt prezenți în această seară vor obține informații valoroase și să știți că aceste informații pot fi aplicate imediat, ceea ce este un câștig, nu-i așa? În al doilea rând, îi veți cunoaște pe toți specialiștii, trainerii Exekedu, profesioniști recunoscuți cu mii de ore de training, de coaching și de consultanță. Tema primei ediții este evident despre leadership și despre liderul catalizator. Iar cea care ne va vorbi în această seară despre liderul catalizator este Simona Podgoreanu. Bună seara, Simona, și mă bucur să ne revedem! Bună seara, Antoaneta! Mulțumesc frumos pentru invitație și eu mă bucur să fiu aici alături de tine și de invitații tăi. Simona, Exekedu lansează în această seară acest format nou, inovator, pentru că el este ca o campanie de responsabilizare pentru învățare, pentru continuarea procesului de învățare într-o perioadă deloc comodă și deloc ușoară pentru noi toți. De aceea, cred că discuția în această seară despre leadership este foarte binevenită, pentru că de acolo așteptăm să ne vină schimbarea și lumina, nu-i așa? Așa ar trebui, da. Te rog să-mi permiți, Simona, să fac așa un brief, o scurtă prezentare a ta pentru cei care ne urmăresc în această seară. Simona Podgoreanu face parte din distribuția de aur a companiei de traininguri Exekedu. Ea este nu doar un trainer recunoscut, dar este și un om de business cu o istorie foarte frumoasă, pentru că din 2019 este director de resurse umane la KPMG România și Moldova. Și în urmă cu 13 ani a fost directorul de resurse umane dintr-o companie cu 6 linii de business și 1200 de angajați. Iar în 2019, Simona Podgoreanu a fost premiată pentru performanțe, pentru excelență în training, în urma votului a 500 de manageri de resurse umane. Wow, Simona, ești de invidiat, aș putea spune. Ai ridicat standardele foarte sus, Antoaneta, o să încerc să stau la nivelul lor. Este ceva ce fac cu pasiune și cred că atunci când faci cu pasiune un lucru, se vede în viața ta. Mă bucur aceste rezultate. Alminteri, nici nu se poate să faci ceva în viață fără pasiune, pentru că dacă faci ceva fără pasiune, te va distruge imediat. Simona, vreau să începem prima ediție de la eGrow Life Talks cu o întrebare, pentru că sunt foarte interesată să vedem așa puțin, să ne uităm în urmă și să vedem ce au aflat liderii în anul 2020 despre ei înșiși. Practic, o oglindă destul de dură pe care pandemia și coronavirusul au pus-o în fața liderilor. Tu, din experiența ta și din lucrul tău cu oamenii și cu liderii, care crezi că ce au învățat liderii în 2020 despre ei înșiși? Toate aceste lucruri, sigur, au fost schimbări importante în viața noastră și, deși nu am fost pregătiți pentru această nouă realitate pe care ne-a pus-o în față COVID-19, totuși, dacă punem lucrurile în perspectivă, Antoaneta zice cu siguranță că simțim cu toții că o criză nu ne schimbă. Ea doar amplifică ceea ce este deja acolo, în interiorul nostru. Și atunci, fie că suntem manageri, fie că facem parte din echipe, membrii echipelor, fie că suntem antreprenori, practic ne-am confruntat cu și ne confruntăm cu o provocare foarte importantă din viața noastră și descoperim multe despre noi în acest proces.
Și ceea ce învățăm acum va modela modul în care, felul în care trăim și felul în care conducem pentru tot restul vieții noastre, fiindcă am reacționat diferit la această cunoaștere. Unii dintre noi conștientizat ceea ce se întâmplă în viața noastră poate mai mult decât înainte, datorită acestui context. Unii dintre noi am decis că trebuie să facem niște schimbări, trebuie să luăm niște măsuri. Alții negăm ceea ce vedem în continuare, iar alții le-am strâns frumos așa informațiile și le-am pus sub un preș într-o cutie bine împăturită, de care o să ne ocupăm când vom fi pregătiți și când vom avea timp. Și dacă ne uităm puțin în jurul nostru, ne uităm și la noi și ne uităm la noi ca lideri, ne uităm la managerii din jurul nostru, vom vedea că am reacționat diferit la această situație de criză. Și sunt manageri care sunt preocupați doar de etalarea propriului IQ. Sunt manageri care atunci când pui o întrebare îți răspund cu scuze, dar e o întrebare prostească sau nu mă așteptam să nu înțelegi asta. Sunt manageri care își conduc echipa și își trăiesc viața cu o abordare bazată pe frică, pentru că această incertitudine poate să creeze reale probleme de a înțelege care sunt pașii pe care trebuie să-i fac de acum înainte. Sunt o persoană paralizată în fața incertitudinii, pierd oportunități, îmi ghicesc mai degrabă de când îmi gândesc deciziile, sau sunt lideri care cred că rolul lor este să-și energizeze echipa și să multiplice inteligența noastră colectivă. Este un moment foarte bun să ne observăm și să ne înțelegem mai bine și să ne amintim că suntem în continuare aceeași persoană, antreprenor, lider, pasionat și inovator, dacă vrei, care am fost întotdeauna, și că de fapt ceea ce s-a schimbat este paradigma în care operăm, doar circumstanțele, nu și noi. Cred că ediția din această seară, din punctul meu de vedere, și discuția cu tine și ceea ce va urma imediat este aplicabilă și pentru leadership și pentru lideri, dar și în self-leadership, pentru că, și nu spun întâmplător lucrul acesta, pentru că toate se vor lega și cei care ne privesc acum, ne urmăresc, vor vedea că există o legătură între tot ceea ce spun eu. Și vreau să le spun așa, că așteptăm întrebările dumneavoastră pe chat, așteptăm să adresați întrebări Simonei. Și în al doilea rând, compania de traininguri Exekedu va pregăti și o mică surpriză, spunem noi, tuturor celor care rămâneți în această seară la ediție până la finalul ei. Atunci veți afla despre ce este vorba și vă rog să mă credeți pe cuvânt, chiar merită să stați până la final, pentru că aveți informație, pentru că aveți posibilitatea să cunoașteți oameni minunați și pentru că descoperiți lucruri și cursuri care vă sunt de foarte mare ajutor. Așadar, rămâneți până la finalul ediției, pentru că nu aveți ce pierde. Simona, recunosc că în această seară sunt și moderatorul acestui format, dar sunt și cursant. Pentru că te invit să intrăm acum în pâine, da? Și să vorbim, să trecem la partea de microtraining, un concept foarte interesant pe care Exekedu îl lansează în această seară. Și vorbim despre liderul catalizator. Prima întrebare la care m-am gândit este așa: care sunt diferențele dintre liderii care multiplică inteligența, inteligența angajaților, și cei care o diminuează? Și sunt ferm convinsă că foarte mulți dintre cei care ne privesc în acest moment au avut sau au de-a face sau sunt în situația asta de a avea un astfel de lider, de un manager. De a avea un astfel de lider și de a fi un astfel de lider. Corect. Pentru că ai pus o întrebare foarte frumoasă: care este diferența dintre cele două tipuri de leadership? În schimb, aș atrage atenția ce am văzut la propria persoană, pentru că e bine să încep cu analiza proprie. Așa și este. Ce am văzut și din cercetările pe care noi le facem și în KPMG și în Exekedu. Ocazional putem să jucăm ambele roluri și putem să fim în anumite instanțe lideri catalizatori și în alte instanțe, în mod inconștient, să până la urmă să diminuăm performanța echipelor noastre prin comportamentul pe care îl avem. Important este să realizăm acest lucru, să ne revenim și să vedem ce avem de făcut. O să spun ceea ce
îi apropie și pe unii și pe alții. Ambele tipuri de leadership, da, ambii lideri sunt exigenți și cer foarte mult de la echipele lor, dar în mod esențial diferit. Liderii care multiplică inteligența, și aș adăuga eu și talentul, Antoaneta, pentru că este vorba despre inteligență și despre talent. Noi am numit aici liderii catalizatori. Pornesc de la premisa că inteligența și talentul se pot dezvolta și, în consecință, dacă ai acest tip de mindset, ei observă, provoacă, întreabă și își ajută echipele să-și dezvolte capabilitățile. Având acest mindset, ei inspiră și energizează echipele și prin comportamentul lor, tocmai asta vin să facă, să potențeze această inteligență și capacitățile colective și încurajează foarte mult inițiativa. Consideră că oamenii lor sunt capabili cu resursele potrivite să aibă idei și să aibă propuneri pe care ei n-ar fi putut să le aibă de unii singuri. Dacă vrei, motoul liderului catalizator, așa, dacă aș încerca un moto al liderului catalizator, aș spune că este: oamenii te pot surprinde, în sensul bun al surprizelor. La polul opus există lideri care, intenționat sau nu, exact cum spuneam mai devreme, creează bariere de creștere pentru că pornesc de la mindset-ul, de la premisa că inteligența și talentul sunt statice, în sensul că le ai sau nu le ai. Și mi-amintesc o discuție cu un astfel de manager care îmi spunea că nu are sens să invite toată echipa de vânzări la întâlnirea noastră, pentru că doar câțiva dintre ei merită să fie ascultați. Și lucra cu predilecție doar cu acești oameni din echipă. Ceilalți practic nu existau în mintea acestui manager. Și aici este o cercetare extrem de interesantă. Eu o dau ca exemplu la cursul acesta de leadership și cu acordul tău aș vrea să vorbesc doar 2 minute despre ea. Te rog. Este acest Pygmalion effect, care, mă rog, este o cercetare făcută acum mulți ani, după aia a fost reluată, a început să fie făcută pe elevi de liceu și apoi s-a mutat pe echipe manageriale, demonstrând de fiecare dată același lucru. Cum a început ea, au fost selectați profesori și fiecărui profesor de diverse discipline, da? De la discipline umaniste la discipline matematică, chimie, fizică și așa mai departe. Și fiecărui profesor i s-au desemnat 2 echipe. O echipă formată din elevi care aveau un nivel de IQ peste medie și o echipă formată din elevi cu IQ la nivel mediu. Deci toți fusese retestați și profesorii au primit această informație și li s-au dat KPI, li s-au dat indicatori foarte clari unde trebuie să ajungă cu aceste echipe. Și cu ambele echipe trebuiau să ajungă la un atâta procent minim de elevi care câștigă olimpiade naționale, atâta care câștigă olimpiade internaționale, note de peste nu știu ce la nu știu ce testări. Da? Deci erau niște indicatori foarte clari de observat și toată cercetarea a durat 1 an de zile. Toate sesiunile au fost înregistrate pentru ca cercetătorii să poată să participe activ în timpul acestei cercetări și la sfârșit, după 1 an de zile, s-a constatat că în 100% din cazuri, e foarte important, în 100% din cazuri, echipele care erau formate din copii cu inteligență peste medie au avut rezultate net superioare echipelor formate din copii cu IQ la nivel mediu. Și bine, reacția ar putea să fie ok și e de așteptat. Unii erau mai inteligenți decât alții. Și aici este the catch. Informația aceasta dată de cercetători era eronată. Nu existau grupe de copii care să aibă IQ diferit. Toate grupele de copii aveau același nivel de IQ. Singura diferență era că profesorii aveau informația că unele echipe sunt mai dotate decât altele. Și atunci a fost foarte interesant de văzut rezultatul. Cum îți explici că deși nu existau niveluri de IQ diferite, totuși în 100% din cazuri s-au obținut rezultate net superioare cu echipele pe care tu ca profesor le considerai că erau formate din copii cu IQ peste medie. Și așa a fost descoperit acest Pygmalion effect, care a fost demonstrat cu brio în echipele manageriale
că de fapt așteptarea profesorilor cu privire la performanța unui elev este un predictor puternic al performanței elevului respectiv. Așteptarea liderului cu privire la performanța unui membru al echipei este un predictor foarte puternic al performanței acelui membru. Dacă nu-l crezi în stare, nu-l vei implica în proiecte, cel mai probabil, nu-i vei da șanse, nu-i vei da provocări și este probabil să nu se ridice la nivelul la care se vor ridica cei în care crezi. Așadar, dacă tu, ca lider, nu îi hrănești talentul și nu îi stimulezi inteligența, degeaba le are, pentru că ele vor eșua, vor muri, dacă tu nu știi să pui, să hrănești tot timpul această plantă care să crească. Și este această plantă care este împreună, să spunem, talentul și inteligența. Categoric. Cei care lucrează cu astfel de lideri se simt de cele mai multe ori subutilizați, exact. Deși pot să se simtă supra-solicitați, volumul de muncă să fie mare, dar să nu se simtă utilizați la întreaga lor valoare, pentru că astfel de lideri consideră că nu au ce să provoace acolo. Ei, și acum vin și te întreb, Simona, ce fac acești lideri catalizatori diferit și care este impactul asupra organizației? Și vreau aici să punctăm mai ales în aceste vremuri destul de complicate pe care le traversăm, pentru că aș vrea să și contextualizăm un pic, nu putem să ieșim din paradigma în care ne-a introdus realitatea. A fi un lider catalizator cred că este important în orice perioadă. Cu atât mai mult se pune problema când compania ta trece printr-o situație dificilă, să spunem, din punct de vedere economic. Și da, există un impact semnificativ și care poate fi ușor măsurat și văzut cu ochiul liber, dacă îmi permit să spun așa. Ce fac diferit acești lideri? Aș da câteva exemple. În primul rând, sunt în echilibru și armonie cu ei înșiși. Pentru că liderul catalizator, dacă îți aduci aminte de descrierile de dinainte, este un lider care energizează echipa. Dacă tu nu ai energie, este foarte puțin probabil să poți să dai energie. Și atunci sunt lideri care conștientizează că a fi în echilibru cu ei înșiși este primul pas pentru ca tu să poți să fii un lider catalizator. Și vă reamintesc aici, dacă în momentul în care ați fost în avion și când vi s-a spus că în situațiile puțin probabil de depresurizare a avionului, în cazul în care masca de oxigen o să cadă, va trebui să vă aplicați în primul rând vouă. Este da. Valabil și în leadership. Da? Dacă pentru a avea această energie, mai întâi trebuie să vezi care sunt lucrurile și cum poți să fii în echilibru cu tine însuți. Și sunt tehnici pentru a face acest lucru. În al doilea rând, aș spune că nu se simt amenințați dacă nu au răspuns la toate întrebările. Și, de fapt, aș spune că una din caracteristice, dacă vrei să devii un lider catalizator, este să pui mai mult întrebări decât să dai răspunsuri. Și să provoci status quo-ul chiar spre lucruri spre care nu ai neapărat un răspuns. Un al treilea aspect pe care îl fac astfel de lideri, își dau voie să greșească. Greșeala face parte din procesul de învățare și dacă vrei să ieși din zona de confort și dacă vrei să încerci lucruri îndrăznețe împreună cu echipa ta, este clar că veți ajunge la un moment dat în ape necunoscute și atunci a da acest confort echipei este foarte important. Deci își dau voie să greșească. Sunt perfectibili, nu perfecți. Da? În al patrulea rând, acești gen de lideri sunt perfectibili pentru că sunt și ei într-un proces de învățare permanentă și cred că întrebarea cea mai frecventă pe care și-o pune un lider catalizator este ce am învățat azi. Din ceea ce ni s-a întâmplat, ce am învățat astăzi, astfel încât mâine să fiu mai bun decât azi. A cincea caracteristică, sper că am zis bine, da? Sunt la numărul 5. A cincea caracteristică este că sunt empatici și autentici.
Gândiți-vă puțin ce ni s-a întâmplat în toată această perioadă. Este o dezintegrare, dacă pot să folosesc acest cuvânt, aproape totală între viață personală și viață profesională. Practic, Zoom-ul sau Teams-ul sau ce sisteme folosim ne-au invadat viața, ne-au invadat casele, familiile, astfel încât noi, ca lideri, colegi, dacă vreți, suntem prezenți în casele colegilor noștri mai mult ca oricând și asistăm la viața de zi cu zi a lor. Știm cine locuiește singur, știm cine are un nivel mai mare de anxietate, știm cine nu se poate concentra pentru că are o casă plină. Avem mai multe informații decât poate ne-am dori și nu putem să le ignorăm. Liderul catalizator integrează aceste informații care ni se pun acum la dispoziție și a fi empatic înseamnă a fi interesat de întreaga persoană a omului din fața ta și să acomodăm, dacă vrei, această normalitate nouă în interacțiunile și în deciziile pe care le luăm în viața de zi cu zi, în viața noastră profesională. A sărit în aer acest echilibru viață personală, viață profesională, nu mai există, există doar viață și trebuie să fim în echilibru cu ea, iar noi, dacă suntem lideri catalizatori, avem această empatie și autenticitate. Și pentru că ai vorbit tu de faptul că acești lideri au intrat în intimitatea, în casa, da, colaboratorilor, angajaților lor, vreau să te întreb acum, pe ultima parte din microtraining, care ar fi cele 5 domenii gestionate cu succes de către aceștia și cum pot crește, să spunem, exponențial rezultatele echipelor lor. Și aici tu ai pregătit și două slide-uri. O să îi rugăm pe colegii din regia de emisie să le aibă pregătite. Doar să ne spui tu când trebuie să introducem primul slide. Da, Antoaneta, pot să și puteți să introduceți primul slide. M-ai rugat ca acest subiect să aibă, dacă vreți, și o vizualizare a ceea ce discutăm. Sim, pentru a fi mai ușor de urmărit. Da, sunt aceste 5 domenii în care sunt vizibili liderii catalizatori și cele 5 domenii sunt legate de zona aceasta pe care o vedem afișată, de managementul talentelor. O să explic fiecare dintre ele ce înseamnă. Managementul talentelor, cultura, mediul de lucru, de fapt, pe care îl creează, da, în jurul lor, strategia pe care o folosesc în interacțiunea cu echipele, felul în care iau deciziile, luarea deciziilor și execuția. Deci acestea ar fi cele 5 mari domenii în care vezi prezența liderului catalizator. Și reamintesc că nu sunt rețete perfecte și fiecare dintre noi, știind, dacă vrei, contextul și știind ce trebuie să facem pentru a fi un lider catalizator, să conștientizăm atunci când poate în aceste 5 domenii nu facem lucrurile așa cum ar trebui pentru a ne cataliza echipa și pentru a da energie acestei echipe și pentru a scoate maxim de performanță din echipele noastre. Și în slide-ul următor am și exemplificat aceste elemente, aceste 5 elemente și cum se văd ele la nivelul leadership-ului. Deci putem să introducem slide-ul 2. Putem să introducem slide-ul 2. Da, categoric. Și am spus așa, că în ceea ce privește managementul talentelor, avem liderul catalizator, este un magnet de talente versus liderul inhibitor, să spunem, care este un constructor de imperii. Și o să explic puțin ce înseamnă una și ce înseamnă alta. L-am numit constructor de imperii pentru că principala lui, să spunem, concentrare este să aibă cât mai multe resurse și să subutilizeze talente. De multe ori auzim manageri spunând: vreau oameni noi. Îmi trebuie capabilități în echipă, n-am capabilități de nu știu ce tip. Deși ar avea în echipă oameni care ar putea să se dezvolte în direcția respectivă, da?
și atunci este concentrat pe această construire de imperii, folosind și acaparând cât mai multe resurse, dar subutilizând până la urmă talentele pe care le are în echipă. La polul opus, liderul catalizator este un magnet de talente, în sensul, și aș vrea să nu se înțeleagă greșit, liderii catalizatori nu sunt niște lideri populiști sau niște lideri soft. Ei pot să fie foarte exigenți, au întotdeauna standarde înalte și sunt foarte fermi în ceea ce privește atingerea acestor standarde, dar, așa cum spuneam, sunt empatici în relațiile interumane. Sunt acei lideri care știu să spună nu problemei, dar da persoanei și nu confundă greșeala cu persoana. Vrei să lucrezi pentru ei pentru că simți că înveți permanent. Sunt persoane care apreciază umorul și prin umor ei reușesc să reducă stresul. De aceea este această caracteristică de magnet de talente, pentru că atrag în jurul lor oameni talentați și le folosesc până la urmă întregul potențial. În ceea ce privește partea de cultură sau mediul de lucru pe care îl creează, cultura creată de liderii catalizatori este o cultură eliberatoare, dacă vrei, de energie. Liderul catalizator nu vede structuri organizatorice în jurul lui, ci vede un network de talente și capabilități. Creează un mediu provocator în care solicită idei, în care solicită implementare și muncă de calitate. Își admit greșelile și creează un mediu safe în care echipa se simte în siguranță să vorbească despre greșeli. Au răbdare în procesul de învățare, în schimb pretinzând rigurozitate după ce acest proces s-a încheiat. Deci este creând această posibilitate de a învăța și de a greși, practic creează curaj, dă, insuflă curaj echipei în a încerca lucruri noi și în a fi dispusă ca în această încercare de lucruri noi să lucreze la cea mai înaltă capacitate. În partea Simona, cealaltă, te rog, continuă. Vroiam să pun în balanță în partea cealaltă cultura creată de liderul care inhibă energiile. Mediul creat este un mediu de manipulare. Se folosesc de foarte multe ori cei trei vectori mai ai manipulării, care știm cu toții că sunt frica, vinovăția și rușinea. Când lucrezi cu astfel de lideri, acestea sunt sentimentele cele mai frecvente pe care le încerci și nu, și nu sentimentele de eliberare, de încredere și de dorință de a încerca. Te rog, Antoaneta, vrei să pui o întrebare? Vreau să spun așa, că această discuție despre liderul catalizator este fascinantă, este seducătoare și este cât se poate de puternică în acest moment. Dar vreau să le mai spunem așa celor care ne privesc că, de fapt, această informație din acest microtraining pe care tu l-ai susținut în această seară, această informație toți o găsesc dezvoltată într-un curs care se numește Leadership 360 și pe care tu îl coordonezi în cadrul Exekedu, corect? Corect, da, da. Perfect. Sigur, aici este doar o pilulă, sunt doar mici pilule de informație. Exact. Deci, așadar, despre liderul catalizator puteți să învățați împreună cu Simona Podgoreanu, accesând cursul de Leadership 360 pe care compania Exekedu l-a creat și l-a organizat și care are o istorie, să știți, de 15 ani, acest curs de Leadership 360, pentru că este singurul program complet și integrat din România care dezvoltă cel puțin 10 competențe necesare pentru un lider de succes. Și o să vă spun care sunt cele mai importante competențe pe care le dezvoltă acest curs. Deschidere la schimbare, managementul conflictelor, comunicare interpersonală și organizațională, gândire strategică, viziune, formare, motivare și dezvoltare a echipei, delegare, acordare și primire a feedback-ului, dezvoltarea inteligenței emoționale și a empatiei, productivitate personală.
Leader 360 este despre self-leadership, despre leadership strategic, despre managementul echipei și se adresează, să știți, managerilor de top, team leaderilor, managerilor de proiecte, antreprenorilor, celor din, cu profesii liberale, medici, avocați și până la capăt oricărei persoane cu rol de lider. Cursul de leadership 360 are parte de traineri de cea mai mare calitate. În primul rând, Simona Podgoreanu, care este coordonatorul cursului, profesor universitar dr. Lavinia Rașcă, Monica Minoiu, MBA, Oana Scarlat. Așadar, accesând site-ul Exekedu, puteți să descoperiți toate informațiile de care aveți nevoie pentru a afla ce vă pune la dispoziție cursuri de leadership 360. Simona, pentru că vreau să le dăm acele insight-uri prețioase celor care ne urmăresc în acest moment, știu că în cadrul acestui curs de leadership 360 există un model special care este planul de dezvoltare individuală și pe care cursantul îl realizează împreună cu coordonatorul programului, adică cu tine. Am să te rog foarte, foarte, foarte pe scurt să ne dai câteva detalii despre ce înseamnă acest plan de dezvoltare personală. Antoaneta, foarte pe scurt, este un instrument care te ajută să înțelegi cum poți să dezvolți o competență emoțională pe care tu, ca și participant la acest curs, ți-o alegi. Felul în care ți-o alegi este foarte interesant pentru că sunt o serie de instrumente pe care le folosim de autoevaluare, se duc în organizație și au chestionare de asemenea în care îi roagă pe colegi să le dea feedback cu privire la stilul de leadership. Odată aleasă această competență, este practic, acest plan reprezintă un set de instrumente prin care noi învățăm cum putem, timp de minim 21 de zile, să exercităm în jobul pe care îl desfășurăm, da? Deci este un job și în familie, acasă, este un plan de dezvoltare al unei competențe emoționale, nu numai la serviciu, dar și acasă. Și să știți că familia este extrem de încântată alături de colegi când văd ce transformări vrem să facem. Sunt acțiuni foarte clare care să ne susțină în ceea ce vrem să obținem din punct de vedere al schimbării de comportament pe care ne-o propunem. Și îți dau un exemplu, mulți și-au ales autocontrolul sau și-au ales influența sau și-au ales și au acțiuni concrete și tehnici specifice prin care pot să crească aceste competențe. Bun, pentru că acest curs Leadership 360 este o experiență la nivel personal, profesional, individual. Vreau acum să introducem în ediția de astăzi și doi dintre absolvenții acestui curs și rog pe cei doi absolvenți să-și deschidă camerele și microfoanele și să fie deja live cu noi și le spun bun găsit și bine ați venit la prima ediție eGrow Live Talks. Marina Crenguța Florea, care este Managing Associate la Zanfirescu Racoții Vasile & Partners și George Suparu, medic chirurg OMF la Dental Excellence. Bine ați venit! Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bun, pentru că suntem, iată, cu toții aici și ați trecut prin această experiență de leadership 360, o întrebare comună, prima întrebare comună pentru amândoi și vreau să ne răspundeți pe rând. Ce schimbări ați observat la voi după ce ați urmat acest curs de leadership 360? Și o să încep cu doamna, cu Crenguța. În primul rând, bună seara și mulțumesc că m-ați invitat. Sunt într-adevăr un absolvent al cursului de leadership pe care îl coordonează Simona și în același timp aș putea să spun un pacient care a urmat tratamentul cu pilulele respective din cursul în cauză. Și rezultatele se văd, implicit rezultatele acelui plan de acțiune despre care discutați anterior. Ca să-ți răspund punctual la întrebare, cred că unul din principalele lucruri pe care l-am învățat și pe care mi l-am însușit a fost că mi-am înțeles mult mai bine propriul comportament, să spun așa, și am conștientizat că sunt aspecte pe care trebuie să le îmbunătățesc la mine ca să-mi cresc performanțele de leadership.
Pentru că la un moment dat în timpul cursului, cred că una din să zic așa, un motto a fost că pentru a crește performanțele de leadership trebuie să asiguri dezvoltarea ta personală, dar în același timp și a celorlalți. Și odată conștientizându-mi propriul tip de comportament, să spun așa, mi-am dat seama cât de mult influențez eu rezultatele echipei și atmosfera în sine a echipei pe care o coordonez. Și atunci a trebuit să lucrez și lucrez în continuare cu mine, că is a process, ca să-mi îmbunătățesc anumite lucruri și să conduc la motivarea echipei și la creșterea gradului de eficiență. Asta ar fi un prim lucru, iar cel de-al doilea lucru ar fi faptul că am început să fiu mult mai atentă la nevoile oamenilor din echipa mea. Conceptul ăla de inteligență emoțională, care pare așa o fata morgană, de fapt e o chestie foarte utilă dacă intri puțin în ea și o cercetezi și îți dai seama că te ajută foarte mult să încerci să gestionezi, în primul rând să identifici și apoi să gestionezi emoțiile membrilor echipei pe care o coordonezi. Și mai sunt și multe alte lucruri, dacă vreți, și aș putea să vorbesc foarte mult despre ce am învățat, dar aș vrea să le las și pe George. Mai am o întrebare. George, te rog. Bună seara. Bună seara. Pentru mine cursul a fost foarte important pentru că mi-a schimbat mult perspectiva asupra atitudinii mele. În sensul că eu, în primul rând și în primul rând, nu am cerut feedback. Am plecat așa cu o premiză că toți ceilalți din jur știu cam ce știu și eu și mi se părea un pic ciudat că nu primesc ce vreau să primesc. Și chestia asta s-a schimbat foarte mult după curs și am început să cer feedback. Inițial a fost un șoc pentru toți ceilalți că am început să întreb și ulterior le-am zis pas cu pas, păi uite, eu m-am dus la curs pentru că vreau să se întâmple lucrurile într-un anumit fel cu mine și după aia cu voi. Și am dat un pic ostășește pas cu pas, le-am zis în principiu ce vreau să obțin și le-am zis și lor în același timp, dacă vor să-mi spună ceva, să vină să-mi spună punctual. Și le-am zis, băi, e foarte important să înțelegeți că nu e vorba de critică, reproș sau altceva, dar dacă voi nu vorbiți și nu spuneți și sunteți speriați, nu se întâmplă absolut nicio schimbare. Și faptul că am reușit să le pun în cuvinte a însemnat foarte mult. Și le-am dat seama, eu nu pot să elaborez în același fel plastic, o să fiu mai specific. Mi-am dat seama de mine foarte mult că sunt influențat de starea de spirit. Și iarăși mi-a fost foarte greu să pun asta în cuvinte și le-am zis, băi, astăzi am avut o zi proastă, deci nu e nimic personal cu voi, am avut o zi proastă, nu vorbesc suficient de mult. Dar dacă e ceva, veniți-mi și spuneți că nu e nimic personal, e doar legat de mine. Lucru care a schimbat destul de mult mediul. Adică nu pot să spun că a explodat productivitatea, dar cel puțin s-a dublat. Aș vrea să vă gândiți, Creguța și George, am o întrebare comună pentru voi. Care ar fi, să spunem, trei probleme cheie pe care voi ați reușit să le rezolvați cu voi înși vă sau în cadrul organizației voastre după ce ați trecut prin acest curs de leadership 360? Trei probleme. Asta vreau să aflu de la voi, că nu avem timp de mai multe. O să încep tot eu, în ordinea de priorități. În primul și în primul rând, cred că mi-am îmbunătățit comunicarea cu echipa. Am învățat sau am încercat să mă adresez cumva în modul caracteristic fiecăruia dintre membrii echipei, să-mi adresez mesajul cumva și să mă asigur că celălalt a înțeles mesajul. În al doilea rând, mi-am îmbunătățit tehnica de acordare a feedback-ului și cred că, cum spunea și George, am reușit să nu mai împrăștie atât din emoția mea în rândul echipei, cumva, pentru că prin propriul meu tip de comportament duceam cumva încărcătura mea emoțională și stricam vibe-ul echipei și vibe-ul energia până la urma echipei. Și atunci am învățat când să dau feedback și cum să dau feedback ca să fie și constructiv. Și în același timp am aplicat o chestie care mi s-a părut foarte utilă, aceea cu obiectivele SMART, care sunt obiectivele mele, care sunt obiectivele celorlalți membri ai echipei, într-o încercare de a fi cumva eficientă și de a nu mă sufoca sau sufoca cu taskurile zilnice. Cam astea ar fi trei puncte principale, să spun așa. George?
Eu o să fiu mai punctual. Pe mine m-a ajutat foarte mult să-mi eficientizez munca din punct de vedere a timpului. Adică am redus foarte mult timpii morți. Am învățat să deleg și am învățat și colegii mei să delege, ceea ce până acum era o problemă, sau mă rog, până acum, până la momentul respectiv era o problemă că nimeni nu face lucrurile mai bine decât noi de cele mai multe ori, iar micromanagementul e la putere cam peste tot. Și eu am învățat că comunicarea e foarte importantă și apropo de ce am zis de emoții, le-am zis că dacă e un moment tensionat, e bine să pună pauză și să continue mai târziu. Că de cele mai multe ori este vorba de cum și nu despre ce. Simona, pentru că suntem pe finalul ediției, din păcate timpul nu e așa de darnic cu noi din toate punctele de vedere. Simona, dacă ar fi să facem, să tragem o concluzie la ceea ce am discutat până acum, cu referire și la cursul de leadership 360, tu care ai văzut generații, să spunem, da, de cursanți care au trecut prin mâinile tale, care sunt principalele schimbări pe care tu consideri că oamenii le au după ce trec prin experiența de leadership 360? Care e clue-ul acestui curs până la capăt? Cred că au vorbit atât de frumos prin propria experiență deja Crenguța și George, încât să adaugă alte lucruri nu ar avea rost. Pot să-ți spun doar așa cum le-am spus tuturor cursanților de la toate cursurile, că pentru mine cursul de leadership 360 este cursul pe care îl iubesc cel mai mult. Și de ce îl iubesc cel mai mult? Pentru că este un curs care transformă. Este un curs transformator. Am văzut cum intră cursanții și cum începem acest curs și le-am văzut evoluția. Iar cei care vin și sunt serioși și de obicei la acest curs nu prea vin primiși de companii, vin pentru că își doresc să facă aceste lucruri, de aceea îmi place atât de mult, pentru că vezi transformarea din prima zi și până în ultima zi a cursului, le vezi evoluția și este un moment de bucurie pentru fiecare dintre noi. Și mi-a plăcut foarte mult, George, apropo de impactul liderilor catalizatori în organizații, mi-a plăcut, productivitatea noastră nu a explodat, s-a dublat doar. A fost frumos, da. Avem standarde înalte și le ținem acolo și suntem foarte exigenți în a ajunge acolo. Dublarea productivității este deja un lucru extraordinar și mă bucur că aud că l-ai reușit. Așadar, toți cei care sunt interesați și sper să fie interesați de acest curs Leadership 360, puteți accesa site-ul execedu.ro, aflați acolo toată grila de programe pe care compania de traininguri o pune la dispoziția dumneavoastră, aflați toate detaliile despre Leadership 360. Urmăriți paginile de Facebook și de LinkedIn Execedu, abonați-vă la newsletterul Execedu pentru a fi informați și pentru a afla cele mai importante noutăți pe care compania de training vi le oferă. Și a venit și momentul despre care v-am spus la începutul ediției, că Execedu vă oferă o mică surpriză. Toți cei care ați rămas în live până la final, beneficiați de un discount de 20% la achiziționarea cursului de Leadership 360. Lăsați contactul dumneavoastră, adresa de e-mail pe messengerul Execedu, pagina de Facebook, pentru a primi și slide-urile din cadrul microtrainingului și în momentul în care intrați pe site-ul companiei, achiziționați cursul de Leadership 360, introduceți și codul Execedu 2021. Astfel aveți asigurat acel discount de 20%. Vă mulțumesc, Simona, mulțumesc, Crenguța, mulțumesc, George, pentru această seară. Continuăm cu acest format
e-grow, live talks, inovator și proaspăt creat de Exekedu și oferit audienței. Urmăriți pagina de Facebook pentru a afla când este programată următoarea ediție și până atunci nu uitați că până la capăt această învățare continuă ne asigură creșterea, dezvoltarea și continuitatea în aceste vremuri atât de complicate. Sunt Antoaneta Banu, vă doresc o săptămână minunată și rămâneți cu Exekedu. Cu bine!